Domnilor, aplauze pentru Scufița Verde Gotică! Pentru Scufița Verde cu acest rap preistoric. Extraordinar! Deci suntem impresionați. Vino mai aproape să te cunoaștem. Cum te cheamă, Scufiță? Băi, am zis să nu zic, că na. Să nu zici ce? Cum mă cheamă? Ce rost are să zic cum mă cheamă? Părinții n-au vrut să mă lase să vin aici. Și-a pus chestia verde la ochi. De seama, nu o să-și dea seama părinții niciodată că e ea. Deci și deșteaptă. Nu vreau să mă vadă ai mei. Dai seama, adică se vor uita părinții la televizor cu ea lângă și va spune, băi, aia vor zice, mamă, deci ce penibilă, așa voiai să ajungi? Uite ce mișto ar fi făcut așa de tine. Mă duc la umor. Stai, dracu, acasă. Tu ai venit să-l faci pe el să se simte un pic mai bine? Că până acum se simțea rău și acum e bine. Nu e așa că te simți mai bine, nu e așa? Da, te simți mai bine. Și cu ce te puteți mai să ne mai încântați? Bendec. Sunteți o prezență deosebită. Puteți să ne arătați dansurile fericirii? Dansurile fericirii? Da, sigur. L-am descoperit eu singură când... Normal, când îl dansai. Ascultam Tavlou, Moments de Tavlou. E o melodie mai. Deci faci așa, 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 așa. Din nou așa, așa, așa. Nu, am făcut deja într-un club chestia asta toată noaptea și deja s-au luat toți jandarmii de mine, dar... Nu e posibil să vii să te urci pe o scenă în fața unei țări întregi, legată ca Zorro la ochi, și cu lupele aburite, să nu faci nimic altceva decât să te faci de râs. Mie o să-mi pare rău pentru părinții ei, că trebuiau să o lege de calorifere înainte să o lase să facă asta, să se asigure că nu părăsește imobilul în ziua în care noi avem audiții. Stai puțin, cum? Deci? Care? Așa? Tic-tic? Tic-tic? Acest dans al fericirii și al nebuniei e o dovadă de asumare și totodată rebeliune, nu știu cum să zic. Băi, e foarte tare dansul ăsta, dă-i să încerci. Scap de toate energiile astea negative pe care le acumulezi. Te descarcă! Te descarcă! Trag o concluzie sinistră. Sau Delia prinde din mers orice dans, sau Delia chiar știa dansul ăla, l-a mai văzut undeva. Ceva cu bătaie, bătaie, stânga, dreapta, picior, picior. Dacă ăsta este un dans foarte popular printre tinerii din ziua de azi, îți spun cu sinceritate, abia aștept să mă retrag în pădure. Hai să dansăm, hai să dansăm. Vreau să... Stai. Hai să dansăm. Stai, nu, că nu de-aia mare, Dica, du-te-a luat. Vino, stai jos. Stai jos. Aici. Pentru că a simțit o chemare către Neant. Eu când văd Neant zic, iată-mă. Vreau să nu o iau personal. Da. Tu ai ceva cu mine? Nu. N-ai nimic cu mine? Nu, maică mea are. Cât m-a speriat că o să te iei de mine, așa că m-am pregătit. Așa ți-a zis? Da. Băi, frate, deci, bă, detest părinții ăștia care, efectiv,
nu își lasă copilul să-și urmeze destinul artistic până la urmă. Dar a fost mai puternică dată. Și n-ai nimic personal cu mine, adică n-ai venit să mă umori. Nu. Dar știi că se poate întâmpla asta? Știi că îmi poate plezni ceva? Explică-mi numărul tău, te rog, explică. Deci este scufița verde preistorică, femeia preistorică a ieșit dintr-un cup de gheață și se adaptează așa, dansând. Ok. Tu ți-ai conceput asta? Da. A fost concepția ei pe de-a întregul. Și ce face pe internet? Acest dans? Unde, și unde îl face? Adică și se postează ea dansând? Să văd arăt ce înseamnă să arunci cu noroi în tot ce, în tot ce, în tot ce crezi tu că e adevărat. Deci e un fel de floricica dansătoare, dar mai pe hipstereal, așa, un pic. Spune-mi, cu ce te ocupi? Deodată cu nimic, sunt studentă. Nu, Bendea chiar a încercat să comunice cu ea. Cred că a fost singurul care a încercat cu adevărat să comunice cu fata asta. Știi cum e? Când întâlnești un nebun, atunci empatizezi. Atunci îi spui, sunt exact ca tine, am avut aceleași probleme, spune mai multe. Asta este tactică de psihiatru la nebun. Și cum, când îți dai seama că e chiar pe câmpii, ia tot seringă în spate și îl culci. Uite că ne moare Bendeac. Aoleo, nu mai vreau, nu mai vreau, nu mai vreau această emisiune niciodată în viața mea. De ce? Nu mai vreau această emisiune niciodată în viața mea. Eu am venit aici ca să mă fac praf, în primul rând, că mi-era frică să mă urc pe o scenă și a fost singurul context în care m-am gândit că nu o să-mi fie frică. Aici, aici. Te-ai nimerit aici. Aici. A, extraordinar, da. Păi unde să te duci, nu? Păi da. Așa. Nu că pe mine nu mă costă nimic, adică până la urmă sunt total nepăsător, dar mai am puțin și fac un infart acum, știi? Da. Și elementul de recuzită și l-a adus? Coada de mătură, zic. De ea. Și l-a adus ea, nu? Nu l-a adus, l-a cerut. L-a cerut? Ok. Ce-a zis? Vreau, am nevoie de o coadă de mătură. A întrebat-o cineva pentru ce? A, nu. Pentru dans, ok. Și au avut senzația că, de fapt, avea un dans și-o încurca bățul. Dar nu spui că el era integrat. Da. E o artistă. Un copil foarte talentat. Bac. Vreau să văd, să mai văd un singur dans. Al fericirii. Al fericirii. Așa, și știu ce votez. E un pic mai complicat. E next level. Ai pățit. Ai pățit. Stai, nu pot. Nu. Așa dansezi în club, tu? Da. Jură-te că tu așa dansezi. Da, așa. Jură-te mă că jur. Te duci tu și începi. Așa. Faci așa pe în club. Așa faci tu în club. Mie nu vine să crezi că e pe bune. Wow. Am fost în mall și a dansat acolo. Toată lumea se uita la noi. Tu faci așa în club? Da. Așa faci? Da. Ia, dansează ca în club. Să spunem că eu vin la tine și spun, hei, îmi place de tine, vrei să dansezi? Da. Și ok, și începem să dansăm. Și okay. Tu cum faci? Ia. Și bărbatul de obicei ce zice? Adică nu prea el face față de obicei. Nu face față, da. E vina lui. Dai seama. Da, mă, că Bendea cu Delia s-au distrat maxim. Deci ei au fost la discotecă în momentele alea. Pentru mine a fost complicat. Eu zic să recreăm atmosfera de club. Cu noi, Mihai, cu noi în club. Cu pe noi, cu de noi dans. Este Dumnezeu. Doar Dumnezeu. DJ! Mașina de emisiune. Îți bat joc de mine? Consider că în aceste momente de groaznic interviu continui să-ți bat joc de mine. Noi suntem generația pierdută. Coloterorita. Asta e. Stai, mă bat. Sfinte, Dumnezeule, sfinte, sfinte, fără de moarte, miluiește-ne pe noi păcătoși.
și fă, Doamne, ca din cauza audiențelor dezastroase acest show să nu mai existe niciodată. Îți mulțumesc pentru momentele bune pe care le-am trăit aici, pentru momentele de încântare pe care le-am trăit aici, dar eu nu mai vreau, vă rog. Deci, efectiv, nu mai pot să mai suport momentele proaste pentru acele sclipiri ale unor oameni. Fă, Doamne, să nu se uite nimeni, dar nimeni să nu se... Să-l mute înainte de matinal, dimineața. Să, deci, să fie cel mai mare eșec din istoria televiziunii. Așa să ne spun. Deci așa, o noapte întreagă, da? Bravo, mă, te-ai descurcat extraordinar! Pe unde te duci? Bă, în ce cluburi? Să știu să ne întâlnim? Că eu n-am partener de dans niciodată, nu-mi găsesc pe nimeni. Încă promenam, da, da. Bă, ai fost bun. Mamă, deci ai ritmul în sânge. Care e numele tău mic? Numele meu mic? Spune-ți cum vrei tu, dă-ți alt nume. Cum vrei să spun? Andreea. Andreea, ok. Măi, Andreea, uite care-i treaba. Eu sunt un om care am foarte multe probleme, să știi că nu pot să te acuz că ai fi nebună. Eu cred că, până la urmă, în această lume, nebunia este singura cale. Eu îți sărbătoresc nebunia. Dar nu aici și nu astăzi, pentru că mă omori, adică mă omori, știi? Okay. Dar alminteri nu am nimic cu tine și cu nebunia ta și să știi că sunt convins că dacă vreodată mă va suporta o femeie până la capăt, probabil că va fi una ca tine. Dacă Bendeac a spus că ăsta este genul de femeie care va supraviețui lângă el și cu el, eu cred că Bendeac trece pentru o perioadă nefastă. Acum depinde că de obicei mai arunc cu topoare, dar după aia îmi trece. Păi, ție da, dar lui nu. Adică, bun, deci forma mea de protest a fost aplicată. Din partea mea e un da. Ia. Să votăm. Bă, mie îmi place de ea, că a venit să... Bă, go crazy. Da, cum da, poți să go crazy, go crazy maximul posibil? This way. Mi-a plăcut idei 3, da. A făcut. Mi-a plăcut. E ceva comic. O lua 3? 2. A trecut mai departe. A fost omul potrivit, în locul potrivit. A fost ca o pastilă. Doar eu am dat nu? Mamă, deci este foarte clar, sunt de neclintit. Cum mă, doar eu am dat nu? Dacă ajungi în finală, ce faci? Dacă nu, păi am ce să fac, la câte ai? Ce să fac, am. Bă, și mi-i lași mie, te rupări că ăsta... Hai bine, ia-l, că iese scandal. Votați cu Fisa Verde, eu. De ce crezi că te-a dat Bendeac la aici? Pentru că sinceritatea momentului, energia specială, cred că s-a creat o conexiune și nu putea să nu dea. Nu, acest da pe care l-a dat Bendeac nu este altceva decât un răspuns foarte violent la adresa producătorilor acestei emisiuni. Deci îmi vine să mă adresez celui mai mare în funcție din acest show, exact cum era în filmul ăla, Taken. I don't know who you are. I don't know what you want. If you're looking for a ransom, I can tell you I don't have money. But what I do have are a very particular set of skills. Skills that I've acquired over a long career. Skills that make me an actor for people like you. If you let my daughter go now, this will be the end of it. I will not look for you. I will not pursue you. But if you don't, I will look for you. I will find you. And I will kill you. Good luck. Doot, doot, doot. Să intre concurentul.